Situație disperată la Spitalul Suport COVID din Târgu Cărbunești, unde toate cele 15 locuri de la ATI sunt ocupate. Medicii sunt nevoiți să rotească pacienții de pe secții în situația în care un alt bolnav are nevoie de ventilație. Managerul Spitalului Gorjan spune că și în aceste condiții grele, cineva trebuie să ia o decizie pentru a salva cât mai mulți pacienți. Medicii discută între medicul curant din secția respectivă și medicul de gardă după secția de terapie intensivă, poate găsesc un loc și pentru acel pacient, fie fac, dacă e nevoie, curândul, în cazul pacienților mai puțin grav. Sau pacienților care nu necesită ventilație non-invazivă. Medicul de pe gardă după secția de terapie intensivă consideră că un pacient are o saturație bună și necesită numai administrarea de oxigen, este dus pe secția din care provine și este adus alt pacient al care are nevoie de intubație non-invazivă.